Fiecare om tarotuie, adică simte ce e în jurul său, da? Și ca în oglindă îi face celuilalt. Nu întotdeauna, dar sunt momente. Scriitură cuantică și o iei printre oglinzi, da? Ok. Cine a avut scriitură cuantică și a întâlnit, să zicem, cum se zicea, Andrei, de perechea sau iubirea vieții sale, da, divin se lămuresc lucrurile acum. Și nu înțelegea de ce nu acceptă familia celui pe care l-a întâlnit. Nu-i acceptă copilul. Și copilul e mare, n-ai treabă. Bună ziua, la revedere, acolo o cană cu ce ai, poți să servezi. Da? Nimic, nimic, nimic. Pentru că în oglindă vedeai, era ascuns cel cu care te întâlneai. De fapt, el nu dorea tu să te... Da. Tu să fii lângă copilul tău și el nu vroia cu familia ta să nu, da? Numai familia lui. Ceva de genul. Fetele băieții cu cine, da? Situația. Da, și nu înțelegeai tot ce... Da. Și o să aibă acum probleme, divin se lămuresc lucrurile. Se developează tot. Dar ce râdeți, doamnă? Dar ce vă simțiți? Da, soarele, gata. Nici nu mai caut mai de mult, nici nu mai de mult, mai departe. Nici nu mai... Da. Nici nu mai... Da, soarele, gata. Și cu asta am zis tot. Da, asta e informația, asta vine. Și să ai un cadou, știre, ceva, o să afli, o să vezi, o să... Și știrile sunt cadouri divine, minunate. Ok.